Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video voi asambla și testa un modul, un generator de semnal cu integratul ICL-1038. Să scoatem componentele din această pungă. În zona aceasta am lipit eu cu Kapton Tape, că scoci nu aveam. Picau componentele și a trebuit să rezolv problema. Avem o foaie, imediat o să o arăt mai în amănunt. Cablajul. Am verificat componentele, cele care se pot măsura, afară de integrate. Acest stabilizator nu e verificat. Da, există și un stabilizator liniar de 9V, mi se pare. Însă am constatat o problemă mică, dar care pot să o rezolv destul de repede. În cazul condensatorului ceramice, lipsește un condensator, iar unul e pus în plus. De 2,2 nanofarazi au pus 2 în loc de unul, iar condensatorul de 100 picofarazi, notat 101, lipsește. Restul totul e în regulă. Bineînțeles că e o problemă minoră pentru mine, asta pentru că eu am deja un set de condensatoare ceramice, așa că pot să îl adaug pe cel lipsă, mai exact pe acela de 100 de picofarazi. O să îl scoatem pe cel în plus de 2,2 nanofarazi. O să punem unul de 100 picofarazi, ce ne lipsește nouă din componente, în zona asta. Gata. Rezolvat. Pe această foaie avem schema. Nu prea este lizibilă foarte bine, dar e acceptabil. Decât deloc, măcar avem lista cu acele componente. Pot să verific dacă sunt toate. Și da, în afară de acele condensatoare ceramice, restul sunt în regulă. Să vă arăt și PCB-ul. Cum arată. Da, nu sunt fan negru, dar da, pentru că trasele sunt mai greu de văzut. Și spatele. Îmi place traseul de masă, cum e făcut. Practic, zona din cupru e sub formă de pătrățele. Interesant. Să lipim componentele, să punem rezistoarele pe poziție. O să lipesc pe partea asta rezistoarele, pentru că se poate. Era să uit să lipesc un rezistor de aici. Să tăiem cu sficul terminalele în exces. O să relipesc și pe partea asta, doar pentru a fi estetic. Să continuăm cu acele condensatoare ceramice și cele electrolitice. Să punem pinii respectivi, unul aici, celălalt în zona asta și tot acum o să punem și socheturile respective pentru acele integrate. Să punem LED-ul aici, acel stabilizator, hai să vi-l arăt mai aproape. Da, sper că se vede, scrie 78L09, un stabilizator liniar de 9V, vine aici. Să tăiem terminalele în exces. Continuăm cu semireglabilele, acestea, unul aici, celălalt aici, ambele sunt de 100 de kΩ, deci nu e problemă dacă le inversăm. Bineînțeles că le voi regla la jumătate pe ambele înainte să pornesc kitul. Iar în dreapta, conectorul DC. Bineînțeles, conectorul DC pot să lipesc pe aici, un pin, un terminal, ca să stea pe poziție.
conectorul bloc cu 3 terminale aici. Mai avem potențiometrele, trebuie să avem grijă că unul e de 50 kΩ, iar celălalt de 5 kΩ. Mai exact, de 50 kΩ este R5, adică cel din partea dreaptă. Oricum scrie pe spate de cât e fiecare, ăsta e de 5 kΩ. Cel care scrie 503 e de 50 kΩ. Stai să văd care e ăla de 50. Da, ăsta e. Scrie B503. E unul liniar de 50 kΩ. Aici. Celelalte de 5 kΩ. Gata, am lipit și potențiometrele. Componentele au fost lipite. Spatele cablajului. Haideți să punem integratele. Acesta de aici este un ICL7660. E pus pe alimentare. Mai departe, ICL8038. Practic este creierul montajului. Perfect. Și al treilea integrat este un TL082. Să nu uităm de butoanele potențiometrelor. Cam ușor întregi. În fine. Să explorăm puțin montajul înainte de a-l testa. Primul potențiometru reglează duty cycle, în română fiind vorba de factorul de umplere a semnalului dreptunghiular. Al doilea reglează frecvența. Al treilea offset-ul. Iar ultimul potențiometru amplitudinea. Cele două semireglabile de mai sus ajustează forma semnalului sinusoidal. Unul fiind pentru alternanța pozitivă, celălalt pentru alternanța negativă. Un integrat interesant de care am aflat la asamblarea acestui modul este ICL7660S, fiind un convertor de tensiune din pozitivă în negativă. Asta pentru a alimenta cu tensiune diferențială, plus minus 9V, acest amplificator operațional cu două canale TL082CP. Integratul acesta, după ce m-am uitat mai atent pe schemă, am constatat că un canal este folosit pentru reglajul offset-ului, iar celălalt canal folosit ca preamplificator, buffer. Hai să vă arăt mai aproape integratul ICL8038, fiind cel care generează acele semnale. Să testăm cu osciloscopul acest montaj. Îl vom alimenta la aproximativ 12V din sursa de laborator liniară. Gata. Modificăm scala. Puțin mai mult, prea mult, cam aici. De aici se reglează factorul de umplere, adică duty cycle. În cazul semnalului sinusoidal nu are sens, numai la semnalul dreptunghiular, numai că în cazul acesta are efect și la semnalul sinusoidal, chiar și cel triunghiular. L-am reglat teoretic pe undeva pe la mijloc. Bun, să reglăm pe DC, ca să vă arăt o chestie. De aici se reglează offset-ul, da? Ați observat. Înainte să reglez frecvența, o să vă arăt că din acele semireglabile se poate modifica semnalul sinusoidal, forma semnalului. Eu doar o să vă arăt practic, dar le-am modificat dinainte, că e un pic mai dificil. Asta reglează partea de sus, primul semireglabil, da? Iar semireglabilul al doilea reglează alternanța negativă. Da? Da? Ați observat. Îl lăsăm așa. Hai să reglăm frecvența spre minim. Spre minim pot regla până pe la 2 Hz, 2-3 Hz. Da? Hai să creștem frecvența. La primul prag e reglat la maxim, deci poate până în 77 Hz. Am schimbat pe al doilea prag, să reglăm spre minim. Da, și brusc scade spre 0. Foarte enervant. La minim, la 23 Hz. Să vedem la maxim. Până la 737 Hz. Al treilea prag.
la minim pe undeva pe la 140 și ceva de herți, să creștem frecvența. Și aici observăm că modifică semnalul sinusoidal. Da. Până la 25 de kHz. Din păcate, semnalul sinusoidal suferă modificări. Am schimbat și la ultimul prag. La minim pe undeva pe la 9 kHz. Să creștem. Se observă că modifică destul de nasol semnalul sinusoidal și deja aici seamănă mai mult la semnal triunghiular și atenuează foarte mult. Da. Haideți să schimbăm acel amplificator operațional, deoarece sunt aproape sigur că modificarea semnalului și atenuarea respectivă la frecvențe înalte e de la el. E un tele 082, eu o să pun un tele 072. Acesta este chiar autentic. Să scoatem alimentarea. Scoatem de aici tele 082. Și o să pun tele 072, fiind autentic de data aceasta. E pus pe poziție. Alimentăm montajul. Iar acum observați că forma semnalului nu mai este modificată. E diferență destul de mare, zic eu, în comparație cu tele 082 cu care venea kitul. Să reglăm frecvența. Dar observăm că tot avem acele impulsuri, da, în fine. Am schimbat pe ultimul prag. Iar aici nu mai atenuez, în schimb semnalul sinusoidal suferă modificări. Fiind convins că e din cauza acelui integrat ICL8038. Iar acum să testăm cu semnal triunghiular. Să reglăm spre minim frecvența. Hai, lăsăm pe aici numai mult. Iar acum să reglăm spre maxim pe prima treaptă. Semnalul triunghiular arată destul de bine, zic eu. Chiar spre foarte bine. Prima treaptă, la minim. Să reglăm mai sus. Mărim frecvența. Maxim, 734 de herți. A treia treaptă, la minim. Aici se vede că modifică vârfurile semnalului triunghiular. La a patra treaptă, comportamentul este foarte bizar. Nu arată deloc bine semnalul. Da. Să trecem și la semnal dreptunghiular. În cazul acesta nu se poate regla amplitudinea, fiind fix aici. Frecvența, am mutat direct pe a doua treaptă. Frecvența, reglăm spre maxim. 734. A treia treaptă, mărim frecvența. Arată bine semnalul dreptunghiular, nu-i rău. Aici începe să atenueze, să modifice semnalul dreptunghiular. Pe a patra treaptă, mărim semnalul și modifică forma destul de mult. Da, până la 30-60 kHz, dar din păcate nu mai arată a semnal dreptunghiular. Să vă arăt și reglarea factorului de umplere, adică duty cycle, a semnalului dreptunghiular. De aici se reglează duty cycle, da. Dar, din păcate, modifică și frecvența, ceea ce nu-i bine. Se spune că reglează duty cycle, dar nu așa cum trebuie. Da?
Să tragem și concluziile, dar mai pe scurt, de forma semnalului sinusoidal nu-mi place, poate puțin la frecvențe joase, semnalul dreptunghiular nu arată rău la frecvențe joase, doar că reglajul duty cycle lasă de dorit. Dacă e să fac o comparație între ICL 8038 și XR2206, clar XR2206 e mult mai bun. Cam aici să termin acest clip, dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!